Hai, salut, sunt Ilie, astăzi eu sunt în România. Primul episod cu provocări nebuni îl voi începe în România, Rădăuți. Dacă ești fericit când începi seria cu provocări nebuni, atunci pune un like, neapărat distribui vlogul ăsta mai departe și neapărat să mă urmărești pe Instagram, linkul este în descriere. Dacă vrei provocarea ta să nimerească în episodul meu provocări nebune, atunci lasă o provocare nebună și interesantă în secția de comentarii. Și dacă mie să-mi plac, eu voi face provocarea ta și tu vei apărea în episodul meu cu provocări nebune. Să-i dăm bătaie. Prima provocare, Ilie, te provoc să intri îmbrăcat în bazin. Încep. Ce încep? Sar bombă. Vezi cum mi-a să intru îmbrăcat. Nu mi-a spus sar. Trebuie să respect provocarea abonaților. Și apa e rășe, știi? Și intri în șed. Băi, dai rășe apa. Băi, dai, mă, băi. Stai lacă, băi. Aaaa, ești în sulușui. Nu mă ia. Stai lacă, băi. Băi, nu serios, e rășe. Te deprins, dar cearele s-au încălzit. Ce pula cu dânsă. Hai, slow motion, slow motion. Ok, guys, am făcut prima provocare. Cam atât cu prima provocare, să trecem la a doua provocare. Următoarea provocare. Ilie, te provoc să te duci la McDrive cu roaba. Deci avem în spatele meu McDrive și în mașină avem roaba. Roaba este aici. Hai să facem comandă. Pune un like dacă îți place provocarea asta. Bună ziua. De fapt, bună seara. Alo. Dați-mi, vă rog. Da, mai în spate și nu vreau să spun. Dați-mi. Mai în spate, nu mai în față, mai în spate, dați. Bună seara. Așa, spune. Serios? Dați-mi, vă rog, un meniu McChicken. Da. Da. Atât? Da. Băi, dar putem să trecem în față cumva, știi, să nu așteptăm. Nu, 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 stai pe după ce ai luat mașină. Bă, băi, dai, mă. Dacă vreți să mai fac episoade de genul cu provocări nebune, atunci puneți un like la episodul ăsta. La 20.000 de like-uri apare următorul episod cu provocări nebune. Bună seara. Dar dă-mi mai aproape și unde să chem. Cât trebuie? 18 lei. Chiar cu roaba, serios? Da, serios, venim de la muncă, vedeți? Lucrăm aici. Hop. Hai, bă! Aici, aici, aici. Băi! Bă, Dicu! Băi, Diamond! Bă, mă îndemn, bă! Și chiar a venit o notificare. Ține-mă așa. Vrem comandă. Salut! Stai, Alex, dau geamul jos. Da, mersi mult. Mersi mult. Seara faină. Pa, pa, mersi. La party. Bă, la party, calcă mânsă. Bă, bă, cu mic, bă, calcă. Nicu, na. Următoarea provocare. Elie, te provoc să te duci la oameni din parc și să ceri hârtie igienică, pentru că nu te-ai șters la fund. Hai să facem și provocarea asta. Le aveți ceva hârtie de ciop în buzunar? Am ceva din mare. Mersi. Poți să șterg fundul? Da, omul, ia. Să șterg fundul, băi, am zis. Fundul, fonduri. Când nu l-ai epilat, băi, nu-ți cer fundul să-l... Cârtii de ce să-mi cer fundul, n-ai? A, te scapă! Nu, m-am căcat și nu ne-am șters curul și trebuie. Merci. Scuze că te întreb, dar ai cârtii de ce? Da. Cârtii de ce? N-am. Te-am uitat să-mi cer fundul. N-am. Ok, mersi mult. Da, prieteni tăi? Bună seara, scuze să-ți deranj. N-aveți cârtii de ce? Nu. Nu? Că am făcut treaba acasă și am uitat să șterg fundul. De fapt, m-am grăbit. Că prietena spunea că se grăbește aici în parc și... Întreabă pe altcineva. Altcineva. Scuzați. Dar nu peste mine, du-te și tu, nu vorbește acolo. Dacă îmi dai hârtie de ceau. Da? Hârtie de ceau. Ai tu hârtie igienică? Igienică. Șarot, nu, dar știi? Nu ne-ai dat hârtie igienică. Trebuie când? Să dau hârtie igienică neapărat? Da, trebuie să ceri. Așa tremur, ți-ai frig? Da. Nu, mă, ce emoționat, mi-e chiar pe ochi. Cam ce ai zis? Dacă aveți hârtie igienică. Dacă chiar n-am, cum am căutat. Dacă am pe buzunar. Serios, ai luat din parc și ai căutat? Cine îmi dă un cer cu bicicleta? Eu. Tu? Îți dau eu. Da, gata, am târziu. Bă, dar care e din față așa și care e din spate? Băieți, așa o întrebare, te întreb tine, că pari mai căcios. N-ai hârtie igienică? Nu. Nu? Dar și te râzi. De câte ori te caci pe zi? În geantă, ia caut ceva acolo. Un tricou ceva, să-mi dai. Că am făcut treaba acasă și m-am grăbit aici în parc și n-am reușit. Serios, n-am reușit să-mi șterg fundul. Așa un val de... Nu, n-ați simțit? Un val de... De ce? Am mirosit-o. Ai reușit să miroși fundul, da? Am eu, am el. Ați vă uitați provocare? Da. Următoare provocare. Ilie, te provoc să chem pe cineva la o statuie și să se roage cu tine. Hai să facem și provocarea asta. Veniți ambele și tu vinu cu de partea asta aici. Aici punte. Și pune mâna pe ce și tu acolo și tu vine cu aici cu mine, așa, și hai să punem o rugăciune. Doamne Tată, repetați, Doamne Tată,
Haideți cu mine, până aici, până la statuia asta, nu, nu parte. Vrei și tu? Vino cu mine. Crise, da? Da. Închidem ochii, da? Și repetați după mine. Pune așa mâna, hai. Doamne Tată. Da, tare repetați. Tot odată? Da, tot după mine. A, okay. Doamne Tată. Doamne Tată. Te rog să ai grijă. Ai grijă. Te rog să ai grijă. De viața noastră. De viața noastră. Binecuvintează-ne. Și dă-ne nouă harul tău. Și dă-ne nouă. Nu, cu accent. Harul tău, știi? Harul. Da, nu. Harul tău. Harul tău. Ha, nu. Ha, ia vezi? Ha, ha. Harul tău. Harul tău. Da. Și așa. Acum continuă, eu o să repet după tine. Da? Continuă, eu o să repet după tine. Acum tu. Ce? Ne rugăm pe rând. Bine, hai să ne rugăm mai departe. Te rog. Da, închide ochii, nu te uita la mine. Okay. Te rog să ai grijă de preamărețul Sfântul Ilie. Ilie's Vlogs, mai concret. Mai concret. Mai concret. Mai concret? Yes. De harul tău. De harul tău. Și tu, Cristi? De harul tău. Nu, de harul tău. De harul tău. Ok. Amin. Amin. Ok, mersi mult, asta a fost o provocare. Nu cred! Următoarea provocare, Ilie, te provoc să deschizi uși la mașini. Hai să facem și provocarea asta. Poți să mă dacă se deschide și... Spate? Nu, și? Se vede. Bă, da, tu faci mișto de vin sau... Nu, se vede dacă se deschide. Cum să-ți deschide? Deschide și vrei. Da, ok. Pleacă, îți dau și-o mașină, pleacă. Dar aveți o soluție, la mine mașina când deschid ușa, pe scârțe. Scârțe. Pleacă, măi, de aici, n-auzi? Pleacă-n, măi, de aici. Hai, vă dau capul de mașină, ești dracul de aici. Poftim? Du-te de aici cu dracul ăla de colega tău. Da, ne ducem. Vă dai drumul cât te pocnesc, tu morți. E ora pe nos? Următoare provocare, te provoc să te duci într-un magazin cu o boxă dată la maxim cu muzică țigănească. Hai să facem și provocarea asta. Avem aici boxa, trebuie să căutăm magazinul acum. Când ați fi? Până la ce ori spate ascultat? Până la ora 10, dar nu stilul ăsta. Deci eu nu sunt obligat să ascult muzica ției. Așa, ca să nu trebuie să amendă. Ok, bine. Dar care e amenda dacă e ceva? Amenda este de la 2 la 10. A, dacă mări pe stradă așa... Și de moment ce ți-am spus, cred că o să fii 10 dacă... 10 poți să fie. Ok, mersi mult. De ce e nevoie altul? Uite, zic așa, n-am zis cu tine, nu te cunosc. Facem un clip pe YouTube. Da, muzică, cu muzică. Cânti cum iau asta. Na, nu-mi iau cântă. Da. Mersi mult. Seară faină. Frumosule, am spus după 10 minute pui ce muzică vrei tu. Da. Ca să nu chem echipa de intervenție. Aha. După 10 minute? Da, că se închide după 10 minute. Ce se închide? Magazinul. Și nu spune tu chiar mie frumos? Întrebări. Mâine să vin cu Abi Talent și să ne lămurim. Vino cu ce vrei tu. Cu Abi Talent. Vino cu ce vrei tu. E cel mai talentat persoan din România. Nu mă interesează. Hai, văd că ai ceva, nu ai ceva împotriva țiganilor, așa-i? Urât. Urât din partea ta. Trăim în 2019, nu trebuie. Avem dreptul să ascultăm ce dorim. Frumosule, ți-am spus când ai venit aici, deci, am spus sărut, orice melodie. Îmi dai un sărut? Ți-am spus sau nu ți-am spus? Eu ce? Vorbesc frumos cu tine. A, poți să ascult melodii. Orice melodie, dar ușor. A, ok. A, muzică ușoară vrei, gen, nu țiganesc. Tu ușor. Ceva rasism, înțelegi, cu țigania, ușor. Nu-ți place țigani sau ce? Am țigar toată ziua aici, îi poftesc, este magazin, am spus muzica mai încet. Ora 21.30, pui ce muzică vrei, nu știu la ce muzică. Următoarea provocare. Ilie, te provoc să te duci la un magazin și să întreb dacă au plăcinte. În caz că au, zi, fu, nu-mi plac plăcintele. Hai să facem și provocarea asta. Aveți plăcinte? Cu brânză dulce, brânză sărată sau dovleacă. Da, aveți plăcinte? Da, alea. Fu, dar nu-mi plac plăcintele, fu, nu-mi plac. Dar ce plăcinte mai aveți? Ce mai aveți? Să vreau să știi că nu-mi plac tare plăcintele. Aveți plăcinte? Nu, alături la simigerie sunt plăcintele. Dar nu-mi plac plăcintele, nu știu ce, dar nu-mi plac, pur și simplu nu-mi plac. Altceva? N-aveți, un biscuit, ceva?
Adică plăcintele, nu știu, nu-mi plac. Am spus și acolo că nu-mi plac. Depinde de gustul fiecare. Nu, deloc, nu, deloc nu-mi plac plăcintele. Deloc. Puteți transmite că nu-mi plac. Mă numesc Ilie, okay. Ioana, da? Să-i spuneți că nu-mi plac plăcintele, da, vă rog. Da, am să-i zici, vă rog. Asta e mersi mult. Cu plăcere. Poate dacă mâine trec pe aici, că eu deja trec des pe aici, știți? Da, da, da. Păi dacă mâine să trec pe aici, să știi că nu-mi plac plăcintele, știți? Da, da. Și cumva să le ascundă de la vitrină, n-are sincer. Să le ascundă, nu? Seama, măcar să le acopere cu ceva, știți, așa n-are. Că... N-are cum. Deci depinde de gustul fiecare. Dar este alt drum pe încolo, alt drum. Că nu vreau să văd plăcintele, nu-mi plac. Prin spate, acolo și prin spate. Da? Și ceva vreau să spun că nu-mi place plăcintele. Da, da. Următoarea provocare, Ilie, du-te la o fată și zi: bună, azi iau interviu de la fete care nu și-au spălat puța 3 ani. Vezi reacția lor și după zi că ai venit să le ajuți. Hai să facem și provocarea asta. Azi vreau să iau interviu de la fete care nu s-a spălat pe puță 3 ani. Pot să iau? Azi vreau să iau interviu de la fete care nu s-a spălat pe puță 3 ani. Și am venit să vă zic ceva. Hm? No, no. Da. Salut! Tot nu te-ai spălat? Nu. Ților! Foc de video! Știi că eu vin după vedi cu puța de spălată, știi? Azi vreau să iau interviu de la fete care nu s-a spălat pe meduză, pe puță, 3 ani. Astăzi vreau să iau interviu de la fete care nu s-a spălat pe puță, 3 ani. Ilies Vlogs? Ce? Ilies Vlogs? Nu. Nu? Nu. Chris Diamond. N-ai venit în locul bun, îmi pare rău. Nu, dacă ceva poți cumpăr să pun, să spăl, sau te-ai spălat? N-ai nevoie. N-ai nevoie? Mulțumesc. Speli des sau așa? Uite, avem și... A, următoarea provocare, Ilie, te provoc să iei o bandă depilatoare să o pui sub braț. Azi am fost în mall-ul din Suceava, am cumpărat niște bande depilatoare și hai să facem provocarea asta. Foarte mulți m-au avertizat că provocarea asta e cam nebună și noi asta și facem provocări nebune, dar m-au avertizat că să mă doar foarte mult. Livi mă filmează aici, o avem pe Ligia, e doar mi pe jos. El a zis. Ligia, vine cu aia, hai să mă ajut, te rog frumos. Hai. Hai te rog, eu n-am stâmp, îți promit, n-am stâmp. Apropo, găsiți canalul lui Liviu în descriere sau aici undeva sus. Face un content foarte, foarte tare, așa că abonați-vă. Am lăsat puțin pretor așa, hai, hai, să avem ce depilat. Dar chiar e dureros? Mhm. Mhm. Auzi, ce ține de mână, așa? Și-mi țin așa? Și mai pe spate, mai aprecat așa, da? Gata, dacă lipește apă, nu am încotro, așa-i? Da. Stai lucru. Auzi, dar ține bine și ține, ce e puțin mâna pe pare? Băi, gata, tu mă sperii. Auzi, poate... Unde-i te-ai știi? Dar nu fă... E cam o sâmp. Oh, doare! Hai încă una. Trebuie să dăm jos bretonul ăsta. Trebuie să apeși tare. Apăsă tare, trebuie. Oi, gata, iar mă tem. Aaaa! Că asta am zâmțit-o. Ca fundul lui bebeluș, vezi? Am făcut și provocarea asta. Neapărat puneți un like la episodul ăsta. Ce, îți las souvenir ăsta? Provocarea asta am filmat-o în casa unui fotograf. Instagram o să fie în descriere. Ai Instagram? Da, da. Am ajuns la hotel, am încercat să fac provocarea asta din nou, dar nu pentru episodul ăsta, așa. Pentru mine, că am păr pe piept și vreau să mă epilez. Eu ce folosesc chestia asta? Și azi am decis să mă epilez cu ceară. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Uitați-vă și de roșu. Parcă-i curul la mai mulți, știi? Cam atât cu episodul ăsta, provocări nebune. Dacă v-a plăcut, neapărat puneți un like. La 20.000 de like-uri eu voi posta următorul episod cu provocări nebune, așa că puneți un like, distribuiți acest vlog mai departe, urmăriți-mă pe Instagram, link-ul este în descriere. În descriere puteți să-i găsesc pe prietenii mei, să vă abonați la ei. Cu voi a fost Ilie și noi ne vedem curând. Ciao!